primarul municipiului Lupeni, Cristian Resmeriță, și-a înaintat demisia, iar în ultima zi lucrătoare din 2016, prerogativele au fost preluate de viceprimarul Iacob Mesaroș. Resmeriță pleacă în Parlament ca senator, dar a ținut ca la 6 luni de la preluarea mandatului de primar să arate că a făcut mai mult decât oricare alt primar din Valea Jiului, după cum a și afirmat într-o conferință de presă de bilanț. Nu vreau să pară niciun afront la adresa celorlalți primari, pentru că și tatăl meu, până la urmă, a fost primar 16 ani de zile. Vreau să vă spun că în 6 luni de zile, Cristian Resmeriță și echipa lui a făcut, și eu aștept pe oricine să-mi spună, cât nu a făcut niciun primar după 1990 încoace, indiferent cât a stat în mandat. Cristian Resmeriță spune că a reabilitat în jumătate de an cartiere întregi, a asfaltat și a adus cultura la Lupeni, sportul l-a repus pe făgașul de plutire și chiar lasă un excedent bugetar, celui care va prelua prerogativele, de câteva milioane de lei. Există finanțare și o să las un excedent bugetar, bani în contul primăriei Lupeni, peste 50 de miliarde de lei. Dacă ar fi să facem un top al primărilor de municipii din România, cred că Lupeniu, cu situația financiară pe care o are, dacă în trecut ne aflam pe primul loc ca și datorii, am fi pe primul loc ca și venituri și ca și echilibru financiar. Și cred că va fi un excedent bugetar de câteva zeci de miliarde de lei pe care primăria le va avea în urma activității din acest an și vor putea să lucreze un an de zile fără niciun fel de problemă. Cristian Resmeriță nu s-a grăbit să dea un verdict, dar a spus că în 90 de zile de acum încolo, PSD va nominaliza un candidat la funcția de primar, pe care o va ocupa interimar Iacob Mesaroș. Guvernul trebuie să organizeze alegerile 90 de zile după vacantarea funcției. Din această zi eu nu mai sunt primar al municipiului Lupeni. Vreau să vă spun însă că îmi doresc ca municipiul Lupeni să fie condus fără discuții de un primar PSD. Cristian Resmeriță a ajuns senator cu votul la 69,23% dintre locuitorii din Lupeni, motiv pentru care speră ca următorul primar să fie tot PSD. Termoficarea se poate opri imediat după Revelion, deoarece activitatea ar putea fi aproape total oprită la Cehh. Vestea o dă directorul general al complexului energetic, care susține că vina este a celor care au gestionat prost sistemul până acum, iar RomGaz mai furnizează gaz pentru doar câteva zile. Există posibilitatea să întrerupeți furnizarea agentului termic? Da, sigur, există. În momentul în care se oprește gazul. Cehh mai are gaz pentru termocentrale doar câteva zile, deoarece s-a făcut o regularizare fiind final de an. Cu RomGazul s-a ajuns să se facă o regularizare pe întreg anul și de fapt asta este, așa s-a putut rezolva problema gazului pentru câteva zile. A fost o sumă de peste 700.000 de lei, rezultată din regularizare cu plus pentru noi și având suma asta la dispoziție, un credit acolo, ei ne mai livrează gaz. Până când? În funcție de consumul nostru, e posibil până în 2. Mai mult, conducerea Cehh a făcut o plângere penală sucursalei Raiffeisen Bank, după ce, spune directorul general Michael Meltzer, aceasta a executat ilegal un cont cu afectațiune specială, ce aparținea termocentralei Paroșeni, cont în care era suma de 547.000 de lei, pentru că și acest fapt aduce încă o piatră de moare pentru complexul Hunedoran. Taxele și impozitele locale la Petroșan rămân neschimbate. Ba mai mult, primarul spune că unele taxe vor scădea în 2017 față de acest an. De fapt, hotărârea de Consiliu a fost aprobată în ședința din 28 octombrie 2016 și nu vor fi majorări. Așa cum am stabilit în ședința de Consiliu, taxele și impozitele la Petroșan în marea lor majoritate au rămas neschimbate. Sunt câteva taxe care au scăzut, e vorba de impozitul pe terenul extravilan, pășun, fânețe și așa mai departe. De asemenea, au fost câteva zone care au fost modificate impozitele în sensul în care, de exemplu, în zona Parâng a fost catalogată din zona A în zona C, deci o scădere de tarif. Și în rest, sigur că lucrurile au rămas la fel, doar cu mențiunea că a fost aprobată și această scădere pentru impozitul pe clădirile nerezidențiale la persoanele juridice de la 1,3 la 0,9%.
Cei care plătesc anticipat întreaga sumă pot beneficia de bonificația de 10%, fie că sunt persoane fizice, fie că vorbim despre persoanele juridice. De asemenea, noul proiect de hotărâre aprobat pune în practică două dintre măsurile propuse pentru simplificarea birocrației. Este vorba despre eliminarea taxelor pentru eliberarea în regim de urgență, a unor acte și scutirea de la plata taxei pentru eliberarea adeverințelor necesare la întocmirea dosarului pentru ajutorul social, cantina socială, ori ajutoarele de urgență și bursele copiilor. Foarte puțin a mai rămas din anul 2016. Restaurantele se pregătesc pentru noaptea dintre ani. La sala de evenimente VIA, 200 de petroșeneni vor petrece de revelion. Gazdele sunt astăzi în toiul pregătirilor. Ce conține meniul în noaptea dintre ani? Conține un aperitiv rece foarte bogat, specific românesc și internațional. Apoi vom avea un borș de curcan cu multe legume și o ploaie de verdeață, sărmăluțe în frunze de viță și în frunze de varză, cu smântână și ardei și murături și puse de noi, de restaurantul nostru. Pe urmă conține o friptură de curcan cu multe mirodenii, un mușculeț de porc împânat, pe un pat de orez sălbatic cu parmezan și o salată de murături. Și bineînțeles, nu ne va lipsi nici peștele la întâmpinarea anului nou. Un pește preparat la noi în restaurant, îi spune specialitatea casei, asezonat cu legume pe aburi și ierburi aromatice. Vă așteptăm și cu un tort delicios și petrecere și un an nou fericit și vă așteptăm la noi în restaurant. Dacă din punct de vedere culinar totul pare a fi pregătit pentru cea mai importantă noapte dintre ani, organizatorii au pregătit anul acesta o sumedenie de surprize muzicale. De altfel, este al treilea an de când sala de evenimente VIA are cel mai diversificat program artistic la revelionul său. Cap de afiș va fi Sony Flame, care va fi prezent după miezul nopții, alături de cei care au cumpărat bilete. Salutare tuturor, sunt Sony Flame, vă aștept să petrecem împreună noaptea dintre ani la restaurantul VIA din Petroșani. Be there! Super Revelionul VIA va începe de la ora 20 și conform spuselor organizatorilor se dorește a fi și în acest an o reușită. Mulțumim celor care au ales să-și petreacă noaptea dintre ani la sala de evenimente VIA, îi așteptăm cu un meniu bogat și diversificat, cu un candy bar tradițional românesc și cu un program artistic diversificat. Muzică populară, Gabi Nicolae și formația, muzică ușoară, Sony Flame și, nu în ultimul rând, DJ și MC-ul de la Kiss FM. Sărbătorile ne-au lăsat mai grei, suntem mai odihniți ca niciodată și poate cel mai bun lucru este să facem sport. Iar unul dintre cele mai bune sporturi pe care să le practicăm iarna ar putea fi în notul. Piscina de la Petroșani este mai plină ca oricând în aceste zile, când administratorul spune că mai ales seara, locația este asaltată de tineri. Dimineața am găsit mai mulți pensionari, iar unul dintre ei, fost profesor de sport, ne-a și spus cât de benefic este în notul, acum după atât de multă mâncare și dulciuri. Au fost trei zile de asalt asupra sarmalelor, cârnaților, piftiilor și chiar de trei zile vin în fiecare zi și, bineînțeles, cu ocazia asta mă pregătesc și de revelion. Piscina are mulți vizitatori și program va fi și după revelion, după cum spun cei care gestionează această oază de apă caldă. În plus, aici este și sauna, care este la fel de benefică sănătății. Data de 31, 1 și 2 vor fi zile libere. Afluența de public este din ce în ce mai mare și chiar ne bucură prezența lor la bazinul de not didactic din Petroșani. Parcă pe zi ce trece, oamenii au început să înțeleagă ce înseamnă un bazin de not într-o zonă deosebit de frumoasă cum este zona noastră montană. Tarifele sunt pentru toți și 2 ore de not pentru elevi costă 7 lei, pentru pensionari 10 lei și 14 lei pentru adulți. Cei care folosesc sauna și sunt pensionari scot din buzunar 6 lei, iar adulții plătesc 10 lei. Tocmai de aceea bazinul este mai mereu plin. Vin clienții fideli, pensionari care au abonament și mulțumim pe această cale primăriei că ne facilitează un abonament absolut rezonabil pe 12 lecții. Avem la dispoziție saună, mediul ambient este excelent, administrația se ocupă în condiții
la superlativ de curățenie și de igienă, se iau mostre de apă, apa, de exemplu, acum, spre surprinderea mea, ea trebuia să aibă cel puțin 28 de grade, dar astăzi a avut 30,5, am măsurat-o și este nemaipomenită, vă dați seama. E o încântare pentru mine care am ieșit la pensie, să am practic bazin să pot să vin când doresc. Bazinul va fi deschis până în 30 decembrie, iar apoi se redeschide în 3 ianuarie. Migrația spre alte țări, dar și greutățile zilnice, fac ca populația să fie tot mai îmbătrânită în Valea Jiului. Statisticile arată că numărul deceselor crește constant, nu mult, dar cât să depășească numărul nașterilor, iar de la an la an suntem tot mai puțini. Numai la Petroșan, față de anul trecut, numărul morților a crescut cu aproape 40. Statisticile arată că anul acesta s-a înregistrat un număr de 782 de decese, în timp ce în anul 2015 erau doar 747 de decese. Și asta în condițiile în care în capitala Văii Jiului, la Petroșani, s-au născut anul acesta 561 de copii, mai puțin și ei față de 2015, când s-au născut cu 9 copii mai mulți. Evidența populației dă însă în statisticile întocmite la finalul acestui an un număr de 230 de căsătorii, cifra fiind mai mare ca anul trecut, când doar 222 de cupluri au spus da în fața ofițerului de stare civilă. La nivelul Văii Jiului, situația este similară cam în toate orașele, iar populația a îmbătrânit mult, mai ales că tinerii au ales să plece din zonă spre alte orașe, ori chiar în alte țări. În ultimii 20 de ani, populația județului Hunedoara a scăzut cu aproape 140.000 de locuitori. Astfel, dacă în anul 1992 populația județului era cifrată la 547.950 de locuitori, acum numărul acestora este de doar 410.383. În Valea Jiului, scăderea populației urbane este și ea semnificativă. Statisticile spun că suntem cu circa 27.000 de oameni mai puțini.